Real Madrid versus Liverpool, marea finală UEFA Champions League. Voi pe cine pariați? Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi vom simula finala UEFA Champions League în FIFA 22 și vom vedea ce predicție are jocul. Dacă mai vreți pe viitor să mai facem clipuri de genul în care simulăm meciuri care vor avea loc în realitate, lăsați un like acolo, hai să strângem 2000 de like-uri. Hai să vă prezint echipele. Nu știu dacă astea vor fi echipele din seara asta, pentru că nu știu ce e în mintea lui Jurgen Klopp sau ce e în mintea lui Ancelotti, însă putem să zicem că aproximativ jucătorii ăștia vor apărea acolo în teren. Începem cu cei de la Real Madrid. Probabil că vor opta pentru Vinicius, Benzema și Valverde acolo în atac. Am văzut că Valverde joacă right-wing acum la Real Madrid, nu mai joacă mijlocaș. Cam pentru asta probabil va opta Ancelotti. Mijlocul clasic, adică nu ai cum să schimbi mijlocul ăsta, nu ai cum să improvizezi într-o finală și să schimbi mijlocul ăsta care funcționează foarte bine. Toni Kroos, Modric și Casemiro acolo. Un mijloc destul de bătrân, dar de asemenea are și foarte multă experiență și probabil jucătorii ăștia vor ști să gestioneze o finală, pentru că au câștigat vreo 3 la rând, nu de alta. Mai departe, în apărare aici avem Mendy, Alaba, Militao și Carvajal. Cred că va juca cu Alaba, poate îl bagă pe Nacho, dar nu cred, cred că Alaba va juca aici, fundaș central. Desigur, Courtois în poartă, Courtois a salvat de foarte multe ori pe cei de la Real Madrid. Părerea mea că și Courtois a avut o contribuție foarte mare în UEFA Champions League pentru Real Madrid, pentru că a făcut niște salvări în momente decisive. De asemenea, mai avem aici câteva rezerve, poate intră Gareth Bale și se activează cum s-a activat ultima oară când a jucat împotriva lui Liverpool în finală. Mai avem și pe Rodrigo care s-a activat în meciul cu City, de asemenea a dat gol și cu Chelsea atunci pe final. Dar avem niște super sauri foarte bune pentru Real Madrid. Și mergem la cei de la Liverpool, băieți. Probabil că atacul va fi format din Luis Diaz pe partea stângă, Mane atacant și Salah pe partea dreaptă. Nu cred că poate fi schimbat ceva de aici. Poate să intre Firmino pe parcurs, dar nu cred că va juca titular pentru că nu e chiar în cea mai bună formă. Mijlocul probabil că va fi format din Thiago, Henderson și Fabinho. Din nou un mijloc cu experiență. Apărarea zic eu că este forță. Va fi foarte greu pentru Benzema și Vinicius să facă față la apărarea asta. Chiar dacă până acum a rupt-o Benzema, eu zic că o să fie foarte greu în fața lui Van Dijk. Și avem apărarea formată din Robertson, Van Dijk, Konate și Alexander Arnold. Iar în poartă de asemenea l-avem pe Alisson. O echipă forță de asemenea și pentru Liverpool. O să fie un meci foarte strâns, zic eu. Așa că hai să nu mai stăm la discuții și să dăm drumul la marea finală UEFA Champions League. Nebunie aici la Paris. Nu știu cine e ăsta, să fiu sincer. E Raul? Nu cred că e Raul, nu? E o legendă a Realului 100%, nu știu dacă era Raul sau nu. Real Madrid versus Liverpool aici, marea finală UEFA Champions League. Dar unde e trofeul? Uite-l aici, au cam intrat jucătorii prin el, dar nu mai contează. Da, și avem aici marele trofeu. Arată destul de interesant trofeul ăsta UEFA Champions League. Ar mai putea cei de la eSports să mai lucreze acolo la grafică puțin, la trofeu, dar nu mai contează. Avem jucătorii așezați aici, pregătiți să asculte imnul UEFA Champions League. Nu știu dacă știți, dar asta e imnul Champions League. Nu pot să-l pun că o să-mi iau copyright, dar o să-l cânt eu. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și continuarea trebuie să o ziceți voi în comentarii acolo. Mamă, dar ce mănuși are Alisson, ești nebun? Zici că-s mănuși de iarnă. Jucătorii aici bat palma și hai să dăm drumul la meci, băieți. Dăm aici skip, băgăm controllerul și tastatura pe mijloc și suntem gata să începem nebunia. Hai să vedem ce se întâmplă. Mane pornește jocul acolo, cei de la Liverpool. Se pare că încep meciul. Mamă, Modric acolo cu șutul, se duce în blocaj, Van Dijk se apără foarte bine și cei de la Real Madrid dau un corner aici. Mamă, Salah are viteză, dar nu cred că prinde mingea asta. Mamă, Salah intră la rupere. Înțeleg că l-a accidentat Ramos în ultima finală, dar nici chiar așa să-i accidenteze pe toți de la Real Madrid. Poartă pică Salah, Benzema. Ok, a plecat Mane acolo, Luis Diaz nu-i pasează, what? Ok, l-avem aici pe Fabinho, Mane, șutul lui Mane, forță se duce șutul lui Mane. Însă Courtois este un portar bun, cu experiență și salvează șutul ăsta. Foarte înalt Courtois, mingea se ducea în vincul porții, însă brațele alea spaghete l-au salvat. Alexander Arnold, ce pasă bună din partea lui Arnold. Mane aici în margine, centrează periculos, Militao se apără impecabil. Ok, Modric este liber acolo, Benzema, Modric pasă la Benzema. Benzema protejează, mai departe la Vinicius, Vinicius, la Benzema încă o dată și s-a terminat faza.
Oh, dar totuși cei de la Real stau foarte avansați acolo în teren. Uitați-vă ce pressing nebun din partea Realului. Nu știu dacă pot ieși cei de la Liverpool din pressingul ăsta. Greșește Alisson acolo și Casemiro, Van Dijk totuși salvează situația. Ce nebunie aici în teren. Vinicius șutează, Alisson scoate. Da, nebunie aici în teren, totuși Vinicius cred că a fost prins în offside. Ce nebunie, ce nebunie în teren. Este liber în centru, Thiago, vede pe Fabinho, excelent, dar Fabinho șutează. Fabinho, ce faci Fabinho, explică-mi te rog. Salah, 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 șutează în blocaj, Mendy își dă viața acolo ca să blocheze această minge. Ok, Thiago, șutul lui Thiago în blocaj, Thiago câștigă duelul aerian și Mane, ce gol reușește Mane. Nu știu dacă ați văzut TikTok-ul meu. De ieri am pus ieri un TikTok cu predicția mea și am zis că Mane o să marcheze. Se pare că în FIFA a marcat, acum rămâne de văzut dacă marchează și în realitate. Vinclu curat aici din partea senegalezului, preluare perfectă, voleu și reușește să-l bată pe Courtois. Mamă, greșeală mare din partea lui Mendy și Thiago face 2-0, 2-0 pentru cei de la Liverpool. Gol în minutul 50. Thiago reușește să marcheze. Se bucură aici alături de Van Dijk, Salah și compania. Greșeală mare din partea lui Mendy. Da, nu știu ce a vrut să facă aici Mendy. Recuperează foarte bine Thiago și de asemenea el este la finalizare. Ok, Henderson aici. Henderson ține de balon. Henderson faulta clar acolo de Casemiro și probabil că va primi un roșu Casemiro aici. Da, direct roșu pentru Casemiro. Intrare la rupere din partea brazilianului, da, clar de roșu, intrare din spate, intrare periculoasă, se pare că este Valverde și intră Camavinga. Deja meciul s-a făcut mult mai ușor pentru cei de la Liverpool. A few inches later. Pasă bună acolo din partea lui Camavinga, Carvajal și Camavinga ratează cea mai mare ocazie a Realului, dar cred că este penalti, băieți, cred că este penalti aici. Van Dijk comite penaltiul și cei de la Real Madrid pot face 2-1. Și Benzema marchează. Benzema se face 2-1. Benzema marchează aici și cei de la Real Madrid pot să revină, chiar dacă sunt în 10 oameni, se pare că au puterea să revină. Jurgen Klopp îl bagă aici în teren pe Oxlade-Chamberlain. O, pericol mare, Modric șutează, dar Alisson are parada vieții. Totuși Modric putea să paseze în partea dreaptă și lăsa singur pe Asensio sau cine era acolo pe partea dreaptă, însă Modric a preferat să șuteze. Totuși șutul foarte bun, se ducea perfect în vinclu. A plecat Firmino sau nu, e Oxlade-Chamberlain, cine e ăsta, că nu știu cine e Oxlade-Chamberlain. Se duce bine aici Oxlade-Chamberlain, avansează, pasă periculoasă la Diaz. Diaz face 3-1 și este game over. Este game over pentru Real Madrid. Luis Diaz dă lovitura aici, se duce să se bucure alături de fani. Fanii sunt în delir, da, Luis Diaz dă lovitura în meciul acesta, s-a terminat frate, s-a terminat. Pasă bună din partea lui Oxlade-Chamberlain, finalizare ușoară pentru Diaz. Oh, Asensio aproape să marcheze. Diaz face 4-1, Real Madrid este distrusă de către Luis Diaz care reușește dubla, da, 4-1 minutul 87, bă, dar trage tare rău, văd, Diaz. O deviere acolo din partea lui Modric, Diaz profită și cum am zis se face 4-1. Da, 2 minute de prelungire, mai avem aici o acțiune din partea celor de la Liverpool. Văd că în continuare vor să marcheze și Milner scapă singur aici 1 versus 1. Oh, ce face Milner? Firmino dă lovitura în ultimul minut, 5-1 în marea finală UEFA Champions League. Se pare că greșeala lui Casemiro a costat-o pe echipa spaniolă. Firmino cu gol în ultimul minut și cam aici se termină meciul. Hai să vedem decernarea trofeului, frate. Fanii celor de la Liverpool foarte bucuroși, l-avem și pe Chamberlain, care nu mai poate de bucurie, ești nebun. Mamă, ce față are Militao! Și cu fața din partea lui Militao. Van Dijk. Van Dijk i-a zis lui Benzema înainte de meci că trece mingea, dar nu trece omul, dar Benzema nu l-a înțeles. Modric acolo supărat pe teren, foarte supărat Modric. Și mai avem de asemenea aici pe cei de la Liverpool care se bucură ca o echipă. Marele trofeu UEFA Champions League va fi ridicat probabil de Henderson sau nu știu de cine va fi ridicat. Salah, bine Salah, haide! Bă, de ce ridică Chamberlain? Trebuia să ridice Henderson. Înțeleg că a luat banderola de capitan, dar totuși.
Și bine, bine acolo Liverpool, câștigătoare UEFA Champions League, campioana sezonului 2021-2022. Da, uiți, ăsta a fost clipul, eu sper că v-a plăcut, îi lăsăm pe jucătorii de la Liverpool să se bucure aici în FIFA, pentru că au și meciul din realitate, pentru care trebuie să se pregătească. Nu uitați să vă abonați, eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!